în care să existe un document din care să rezulte că nu sunt asigurați. În condițiile în care beneficiarii sunt și beneficiarii proiectului, sunt și beneficiari de ajutor social, se cam exclud. Ce fi beneficiari? Nu, citesc din documentele de care le depun în afetă, dar cred că și un client scrie lucrul acesta. Și nu sunt asigurați medical. Un beneficiar de ajutor social nu poate să fie neasigurat, pentru că orice beneficiar automat... Lipsește o cuvință de acolo, dumneavoastră aveți dreptate. Deci, era fundariat? Fără să fie beneficiar de ajutor social. Pentru că beneficiarul de exact asigurat. Adică am înțeles că proiectul s-a realizat de celor care sunt neasigurați. Erau detaliați cei care nu beneficiază, dar... Dar probabil că a scăpat un cuvințel acolo. Deci, da. Asta... Nu trebuie să vă cere scuze. Înțeleg că, practic, nu este lansare de proiect. E mai degrabă o mediatizare a proiectului. Pentru că nu poți să faci lansarea la o lună și ceva de la examen. O mediatizare. Copim? Nu m-am făcut înțeles. Adică? Agenția Națională pentru Rom are un termen pentru care acordă aceste grame. Termenele sunt următoare. Că deja s-au făcut, s-a încercat să se identifice... Deci eu știu că a început. De asta am zis că nu e chiar lansare, e mai mult o mediatizare a proiectului. El a început mai demult. Dar acum ați găsit probabil timpul necesar să și mediatizați. Trebuie făcută și ea, dar că e condiționată. E o latură care e bine să comunicați mult mai mult, că așa cum a spus și doamna Mitran, e bine să se știe ce faceți. Aveți mai multă credibilitate. De câte ori o să vin în mod și ăsta? Pentru că vor fi...